Bună de dimineața, dragii mei, la mulți ani, la mulți ani. Băi, să-mi îndrept cravata, că atât ce vorbe. La mulți ani, mulți frumoși, sănătoși, prosperi, să vă dea Dumnezeu tot ceea ce v-ați, la ce v-ați gândit pentru anul 2015. Poate în 2015, cine știe, și autoritățile s-au gândit și la dumneavoastră și atunci lucrurile o să fie așa mână în mână. Încă o dată, la mulți ani, mulți frumoși, sănătoși și să nu uităm, prosperi. Bună dimineața, Dana! Bună dimineața, la mulți ani și sorcova, vesela! Bă, sau, încă putem, dacă pe vechi, putem un picuț de colindă. Putem colinda un pic, acum... Nu, poate chiar, nu chiar știm extraordinar. Nu ți-ai pierdut vocea, da, nu, între timp. Nu. On se jamais, păi am zis că poate cine știe. Poate acum, după sărbători, în nou an, apar vreo ofertă, ceva. Cineva vrea să-i cânt, la orice cânt. Deci nu-i mai... La divorț, la orice. Avem repertoriu, dacă nu avem, învendem, căutăm. Deci la naștere, nu, la cununie, la decesuri, de ce la asta nu cântăm, că nu știm. Dar, sau, mă rog, nu ne pricep, dar nu neapărat. Adică și acolo, dacă chiar așa, pourquoi pas, ar spune francezul. Știi? Adică, pentru că de ce nu? Pentru că, uite așa, o zi interesantă astăzi, din punct de vedere termic cel puțin, pentru că minima merge pe la minus 5 grade pe timp de noapte, maxima e undeva în jur de minus 1 grad, un cer acoperit de nori, ninsoare astăzi, ninge de dimineață și trebuie să spun că este și un picuț de vântuleț, așa, un fel, adie, un pic mai tare, nu adie, un pic mai tare, un pic parcă se suflă, cumva nu foarte tare, dar suflă suficient că se creeze probleme autorităților, ori nu. Ei, nu. Ei, nu. Ei, da, nu o face nicio problemă. Autoritățile este pregătite cu lopată, cu făraș, cu lopățâcă, cu hărleț, cu tot ce, cu maturoi, cu maturică, cu tot ce vrei, sunt pregătite ca să intervină și să dea piept cu iarna și cu zăpada. Deci aici suntem, întotdeauna autoritățile sunt prinse pe picior de greșit, decât de, nu, de pregătit, pardon. Bă, de, vezi ce înseamnă să te iei așa? Da, spuneam o zi interesantă astăzi, mâine va fi mai, mâine seară mai rece și asta ne aduce în zona de ger al bobotezei, nu? Că tot în perioada asta bobotează, se umblă cu prin case, se vestește de bobotează și vine mâine ca să vestească un picuț și gerul. Că tot am avut de revelion. Acum e cu chiralesa, nu? Da, dar nu, așa. Umbla cu chiralesa și într-un normal de bobotează se umbla cu chiralesa, se umbla acum și de ca să anunțe cel puțin, că era, ideea era ca să vestească, să anunțe că vine preotul. Pe la tine trecut? Trecut! Dar trece peste tot acum, deci nu mai. Acum mai, deci nu există zone neacoperite, ca să spun așa. Adică trece lumea peste tot. Da, și spuneam, am avut de revelion, un revelion și la Suceava, cum n-am avut, am avut, cum n-am avut. De data asta am fără interpretare, fără solo, n-a fost. De ceva nu mai este solo, deja vreau să spun că îmi lipsește. Trăim așa, știi, sau ne hrănim sufletește cu... cel de acum câțiva ani pe care îl avem noi, de care e vorba de celebra colindă, Bună Sara. Așa, deci spuneam, am avut revelion la Suceava, un revelion la care a participat mulți suceveni. Hai ca să nu dezvoltăm subiectul. Au participat mulți suceveni la un moment dat, după care a rămas puțin și foarte puțin la un alt moment dat. Puțin și bun, nu? Da, puțin și bun. Spuneam că revelionul undeva, bineînțeles, în parcare decât de la mol, pregătit, focuri, artificii, pac-pac, bum-bum, s-au dat frumos la mulți ani, așa, în tandem, și am avut parte, evident, sau nu neapărat evident, dar s-a întâmplat, am avut parte din un picuț de ger. Eh. Ăla a fost ger. Ăla trebuie să spunem că a fost o licuț de ger. Mai cei care s-au mișcat, care s-au agitat, nu cred că au simțit. Sau că... cei care au filmat au fost niște, cum să spun, nu? Niște binecuvântați, așa ca să... nu? Deci e ce da, vorbește. Că da. Da, da. Am fost, cum n-am fost. Așa, zi? Cu camera. Nu știu dacă mai făcea așa, nici măcar așa. Era stara de piatră, așa. Roboțel, așa. Da, spuneam, toate astea s-au întâmplat, am intrat într-un nou an, un nou an în care lucrurile ar să fie bine. Asta trebuie să le ținem. Deci ar să fie bine. Avem un președinte necuvântător, îl avem, cum nu-l avem. Asta ne-am dorit, inclusiv eu, recte, că am să fiu foarte explicit. Mi-am spus că îmi doresc un președinte necuvântător. Și bunul Dumnezeu, pentru că e mare și bun, ascultă. Și-l avem, frate. E liniște de n-ai văzut.
Avem, în schimb, avem și un premier, un nevăcământător, deci nici asta nu prea vorbea, ce nu știe ce, dar cert este că, mă rog, așa de pe surse mai aflăm câte ceva. Par exemplu, ci că unul din cinci români este sărac. Asta este o răutate. Și un mare neadevăr. Pentru că sărăcia e 1 la 10, nu 1 la 5. Ca să ne înțelegem foarte clar. Adică, sau mă rog, ce înseamnă sărăcie, cum dezvoltăm sărăcia, până unde poate merge sărăcia. Deci sunt foarte multe lucruri. Dar dacă ar fi să discutăm pe tema asta, băi, e extraordinar că mă enervează cravata asta, băi, are ceva, bă, ce tot? Măcar bine că tragem partea care trebuie. Alo, în stânga ta, dar în dreapta mea. Ca să ne înțelegem, adică nu... Că sunt chestii de astea răutăți care pot fi interpretate, știi? Uite, mă zice o băi... Băi, o pioniez, mă arăți? Dar n-ai vrea să renunți la ea? O șpelca, ca să spună așa. N-ai o șpelca de aia ca să prind așa cravata asta, că deja a început să mă enerveze. Un act de cămălie, o de aia de la... Aia, frate. Da, deci... Dă-mi o note... Despre unul din cinci români este decât sărac. Cum vrea guvernul să reducă sau să scadă acest număr al săracilor de la 400.000 până în 2020? Pentru că guvernul vrea. Guvernul vrea. Și vreau și pot. Da, și atâta grabă. Și atâta grabă. Deci el vrea să scadă numărul săracilor cu 400.000. Știți cum îi scade, nu? Natural. Se elimină natural, nu? Se elimină. Băi, băi, dar ce poți să... Ai grijă. Deci îndată. Da, să facă. Unde altceva? Suntem aproape de spital. S-ar putea să mai vezi cu cine face emisiunea, știi? Hai să fac ușor, așa, până la sfârșitul emisiunii. O știre în premieră. Da. Ce înseamnă colegi? Păi, deci n-apuci să ai o nevoie de... în momentul ăla. Ei, și tu din prima zi vrei, păi, deci, din cauza ai nevoie. Pentru că decât mi-am luat cravată, că dacă nu-mi luam pentru că decât cravată, era o altă treabă. Mi-am luat pentru că decât cravată și uite ce pățesc. Din respect pentru telespectatorii noștri ți-ai luat evident cravata. Evident că așa. Pentru asta, că, sigur că pentru prietenii noștri. Păi, deci nu se mai poate, că deja mă enervează maxim cravata asta. Deci putem să luăm o altă, ca să pot să mă duc să văd dintr-o altă dimensiune. Extraordinar. Bă. Mulțumesc, colegi. Deci mulțumesc. Încă o dată mulțumesc, apreciez gestul. Deci... Colegul nostru s-a retras undeva în fața unei oglinzi, dar nu spune oglindă, oglinjoară. Cine are cea mai frumoasă cravată din țară? Cel mai frumos purtător de cravată din țară. E, acum e și modest. Acum ca să fiu cu modestia. Da, da. Bă, parcă... ești cu modestia la purtător. Nu? Ok, spuneam, deci cum vrea guvernul, că de acolo plecasem, să scadă numărul săracilor cu 400.000. Una este varianta naturală. Se întâmplă natural pentru că, de ce, mor de foame, mor de sete, mor de niciunile, au ceilalți de lucru. Nu mă, că nu se mai poate, adică mă dau gravata jos. Că unul din cinci români, adică aproape 5 milioane de persoane, se confruntă cu sărăcie, iar guvernul vrea să micșoreze cu 400.000 până în 2020 numărul celor din această categorie, potrivit proiectului strategiei naționale, că e o strategie națională, că asta nu e o tâmpenie, ca să ne înțelegem totuși. Asta e o strategie. Naționale pentru reducerea sărăciei, pus în dezbatere publică din Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și a Persoanelor Vârstnice, condus, evident, cu mână forte, o mână blajină, o mână caldă, de Rovana Plumb. Deci, doamna, deci își propune să scadă sărăcia. Adică cum? Va intra plumb în casele va săracilor? Va intra plumb în case, cum să ne contaminează. Deci deja ce să mai discutăm? Ok, deci va scădea sărăcia. Cum? Nici noi nu știm. Problema cea mai gravă e că nici ei nu știu. Noi nu pe chiar trebuie să știm neapărat. Noi trebuie să o simțim. Știi? Dar, uite, vezi, iar sunt o fel de răutăți. Tot felul de răutăți din astea, apropo de... Băi, deci ne-au mărit... Nu, ne-au. Adică au mărit generic, nouă, românilor. Salariul minim pe economie de cât s-a mărit? De la 1 ianuarie la 975 trecute fix, după aia pe la 1 iulie la 1000 și nu știu cât trecute fix. Asta nu e o chestie de bunăstare. Ba da. Teribilă bunăstare. Bă, nu te lovește bunăstarea dintr-o dată. Bă, dar te lovește, adică te trăsnește, ca să zic. Adică nu e chiar totuși, da? Având în vedere că toate celelalte prețuri s-au majorat de la 20% în sus, salariul ăsta, într-adevăr, te scoate din... Te scoate din toate. Da. Nu, te scoate din belele. Adică, știi, e o chestie de optimism, așa, știi? Mă gândesc la faptul că în 2008, spre exemplu, noi
Românica, noi generic vorbim, noi Românistanul, am intrat în acea criză economică. Bă, n-am intrat numai noi. Că atunci se vorbea așa și pe acum. Bă, criză economică mondială. Bă, intrat au țări, au intrat, au făcut. Bă, de intrat au intrat toate. Dar mai numai că alea ieșit, frate. Ne-am rămas acolo, mă înțelegi? Adică au mai ieșit. Mi-aduc aminte de Irlanda, că deja picuram aici, deci îmi curgeau lacrimile. Irlanda, bă, frate, a intrat Irlanda în colaps și așa mai departe. Irlanda a luat măsurile pe care trebuie să le ia. A făcut, a ajuns la stabilitate. Irlanda habar n-are, a uitat. Irlanda, evident, s-au uitat și irlandezii ce înseamnă criza economică. La noi, deci, am uitat ce înseamnă prosperitate. Am rămas în vârtej. Noi am uitat ce înseamnă altceva decât criza economică, știi? Că dacă te scoate acum careva din criza economică, îi spui, băi, tăticu, dar chiar mă lași, băi, dar lasă-mă, băi, că eram în criză acum, băi, dar du-mă înapoi, băi, în criză. Mă dai acum tot cu prosperitatea, știi? Cresc prețurile. Ce mai contează? La curent. Gaz, probabil când avem cu neotăie rușă și probabil ce niște iar să crească, nu, că așa se aude că oricum crește gazul. Crește. Mai contează. Se indexează pensiile, spre exemplu, cu nu știu câte procente. Da, teribil. 3 deci lei, creșterea de curent da. Și creșterea de gaz cu tare sunt fix pe lângă suma cu care crește pensia. Nu o luați de bună, dragi pensionari. Pentru că nu s-a întâmplat așa ceva. Și voi ar trebui să o știți cel mai bine. Asta e așa, miștocarea la. Mai mult, e de așteptat să vedem ce va face DNA-ul în perioada asta, pentru că a început scandalul loteria, spre exemplu. Ai văzut, jucătorii de 6 din 49 n-au putut să joace în prima duminică decât în acest an, la prima tragere, nu, pardon, extragere. Băi, nu mă, dar pe vremuri, băi, nu-i spunea... Era combinată tragerea cu extragerea, ca să... Nu, dar pe bune că așa era, adică, deci, eu fiind de pe vremuri, știi, mi-a rămas chestia asta. Că pe vremuri, știi, că era la cu, știi? Pec! Pec! Sau ala cu, știi? Cu dădeai la corbă, știi, ca la fântână, știi? Cât, știi? Da, și pica, șese! Și încă doi. Da, asta s-a întâmplat mai târziu, să vină șese și încă doi. Un pic. Deci spuneam, n-a fost nimic. Pentru că de ce? Pentru că ce m-am fiș pe furiș. Am înțeles că și acolo, dar nu asta. E o răutate nenedescris acolo, ci că s-ar fi produs niște chestii, niște cu bănuții. Cu... Ei s-au produs, eu nu... În România asta, deci, cum să spun? Adică, sunt răutăți de care eu mă dezic, pentru că nu există aici cinste, este la locul ei, este acasă, nu se întâmplă nimic, nu s-a întâmplat vreodată așa ceva. Cert e că jucătorii n-au mai jucat. O să întâmple ceva, om vedea. E interesant de văzut cum va evolua harta DNA, știi, că acum cam asta e, știi? Toată discuția asta, cum va evolua în 2015, pentru că în 2014 știu că am făcut un pic de cap, așa? Adică a evoluat la modul baronelor. Eu zic că în 2014 au început. A fost începutul. Se pare că da, pentru că harta baronelor este impresionantă. Am văzut la un moment dat o știre, evident, pe FB, o știre cu harta baroșă, o harta baronilor și a baroniadei de tip DNA pe toată așa, păi băi, deci consilierii, consiliul, pardon, președinții de consilii județene, deci este votul de blană, spre exemplu, de la Botșeni, Florin Țurcanu, pe numele lui, deci are, i-a primit premiul cu suspendare. Întrebarea este, ce-o fac cu prefectul în toată chestia asta? Cum? Prefectul vrea să ia locul. Și nu l-a luat afară? Întreb. Mă gândesc. Deci votul de blană a rămas în continuare, dar nu numai el. Că dacă o iei așa, pă, de la Bunea Stancu, de la Nicolescu, de la Argeș, de la deci Duicu... Deci eu zic de că la... au mai rămas puțin. Au mai rămas puțin. Dragii mami copilași, din 5, 3, 2, 1 ați mai rămas. Știi, e greu de spus când se va încheia toată chestia asta așa prin 2016, cam cu ce o să iasă partidele din nou la alegeri pentru președinții de consilii județene, cu toate că se vorbește pe surse. Pe surse se vorbește că alegerea președinților de consilii județene s-ar putea să fie din nou făcută pe ce? Pe listă. Adică dintre consilieri cel mai brav, știi? Cel mai dintre cei mai tari consilieri. Se vorbește, dar asta iarăși e o răutate de care nici nu da, punem. Eu aș vrea să te întreb ceva, poate știi tu, ce se mai aude cu regiunile alea? Deci regiunile. Hai să un picuț să dezvoltăm. Subiectul ăsta e un subiect aproape... Deci n-ai fost atent. No. N-ai fost, trebuie să spun că n-ai fost atent. Deci,
În anul de grație 2013, cred că în 2014 n-am auzit nimic de regiuni, dar cred că în 2013 am auzit ceva discutându-se de regiuni. Și 2012. Da, bine, în 2014 nu, că în 2014 am avut alte griji, alte greutăți, alte probleme, am avut europarlamentari, eurodeale, deci n-am avut de discutat de asta. În anul de grație, spuneam, decât 2013, știu că primvară, prindeva, s-a făcut o mare comisie care a strâns la oaltă, fără niciun fel de apartenență politică, toți politicienii din Suceava, toți demnitarii, care le-au făcut ce? Au pus mână de la mână. Și au făcut ce? Au făcut un document. Au și pe cineva. Au pus documentul să ducă mai departe. E clar însă că lucrurile nu s-au rezolvat. De ce, spun eu? Una este pentru că la nivel decât național, mult așteptată regionalizare nu s-a produs. Nu s-a produs pentru că... Nu s-au înțeles la... Nu cred că nu s-au înțeles. Ce? Pentru că, să fiu foarte cinstit, pe atunci era USL-ul și ei se înțelegeau oricum. Era vorba de niște baroni care nu s-au înțeles cine, cum ar să fie și așa mai departe, care ar fi președinte de regiuni, care regiuni mai mică, mai mare, mai tare și așa mai departe. Probabil că scaunele i-au făcut să ajungă în zona asta. Asta era pe de o parte. Pe de cealaltă parte, făcându-se regiunile, apar funcții administrative, putere, derulare, proiecte europene, bani prin prisma regiunilor și dispare puterea de la București. Și aia este deja să mult nu ai, prea mult. Să nu ai controlul aia deja. E mult prea mult. Să nu ai controlul prostanelor de la capăt de țară, știi? Deci n-ai cum, adică totuși, știi? Și, mă rog, astea îmbinate. Și au lăsat proiectul ăsta al regionalizării României, l-au lăsat deoparte și au dat, bineînțeles, alte teme și au apărut tot felul de alte teme de gen, nu știu, terenuri, Nana, Ica, Mica și așa mai departe, deci care s-au dezvoltat și tema asta a regiunilor. Una foarte importantă a rămas de izbeliște, dar nu e singura temă care a rămas de izbeliște. Deci spuneam, ne-am întâlnit, am plusat, v-am văzut noi, adică a văzut presa, au văzut televiziunile, presa scrisă, vorbită, presa văzută, toată lumea a văzut. S-au întâmplat, ne-am strâns mâinile, odată am lăsat la o parte lupta politică și apartenența și așa mai departe și am făcut un fâs care mai târziu s-a transformat într-o flatulație. Și cu asta basta. Și asta a fost toată chestia cu regiunile. Deci nu s-a întâmplat nimic. Vestea bună, și punem ghilimele de rigoare, că nici în perioada următoare nu s-a întâmplat nimic. Adică în anul de grație 2015. Anticipez, la cât nu mă pricep eu, că în anul de grație 2016, tema regiunilor, sau dacă până atunci vom avea parte de campanie electorală de anticipate, de tip anticipate, tema regiunilor va fi una foarte folosită. Cum la Suceava se va folosi din nou termoficarea și căldura câinii bagabonți, la municipiu mă gândesc, la, bineînțeles, la Consiliul Județean vor fi alte teme, pentru că tema pe care și-a propus-o, spre exemplu, actualul președinte din Consiliul Județean, e vorba de Nordul Voievodal. N-am greșit, așa se cheamă? Deja e finalizată, e... E. No, nodul? Ce? Băi, deci nu era Nordul Voievodal? Da. Ținutul Voievod? Nu, Ținutul Comorilor. E. Da, da, era, nu, da. Nu era o temă. Deci da. Și-aia am spus, adică a fost dusă la bun sfârșit. Acum, în 2016, trebuie să facem altceva. O să facem... Vom vedea noi ce temă. Până atunci, bineînțeles, strategia o să se gândească la o altă temă. Dar tema, evident, a regionalizării și a regiunilor și din nou discutată tema regiunii Suceava, capitală de regiune, etc., 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 o să fie pusă pe tapet. Uite, un telespectator asta. Ne scrie un mesaj referitor la săracii României, da? Ca să scăpăm de săraci, trebuie să creștem exportul de oameni, ce promit mereu, că oricum stăm prost cu exportul. E corect, e corect. A, dar ei nu sunt, nu, deci noi exportăm oameni, dar pe aia care promit, nu. Niciodată. Deci și nici nu trebuie să crești ceva ce nu se mișcă deloc, știi? Pentru că băieții ăștia, ei fac în așa fel încât te duci tu. Știi, ceva de amuzat, o campanie a medicilor care vin în România, se întorc și vin în România. Băi, mă, lași. Păi toți care ajung medici, am avut o chestie, vin de afară, din cetățenii români care sunt plecați de foarte mulți ani, cu familiile, copiii se întorc în țară,
își fac studiile, în special la Cluj, am văzut o chestie foarte faină, foarte interesantă, studiile medicale la Cluj, ajung doctori și merg unde? Merg înapoi. Dar ai noștri fac același lucru, pentru că de ce ne-am întrebat noi? Pentru că de ce? Pentru că salarii, pentru că condiții, pentru că tare multe, pentru că nivelul de trai, pentru că sunt o grămadă de chestii care trebuie spuse, da, în discuție. Și vezi pe guvernanți că ce? Cât ai bani la buget de la sănătate, cât ai de acolo, cât ai de acolo, cât ai de acolo și tot taie. Că nu fac locuri de muncă, că nu se întâmplă nimic în zona asta. Absolut nimic. Ne mai punând în zona noastră, apropo de sărăcie. Sărăcia aici e la ea, băi, am avut turism. Deci hai să facem un pronostic. Hai să facem un pronostic, să ne dăm cu părerea. Vis-a-vis de turismul de sărbători. Procentual discutând. Cât credeți, cu cât a crescut? Că nu există, dar să scadă, ori să și măcar la fel. N-are cum. Dar procentual, așa discutăm. De la an la an crește. De la an la an. Cu cât a crescut comparativ cu anul trecut? Ei. Hai, nu, dar procentual așa. Dar vă rog cu bun simț, adică nu sărim calul. Hai să zicem 30%. Deci ești sub limita de bun simț. Măcar 50-60. Ei, mă bucur. Măcar la 50-60. Acum, dar crescut vertiginos. Adică mergeai și te împiedicai. Ce vorbești? Haide. Dar cum nu a fost? A fost plin, full și la peste capacitate. Deci au cazat pensiunile și în pod, și în șură, și... Dar mai aveau unii cazat. În Iesle aproape, că era tot Crăciunul, știi, deci până și în Iesle au cazat, era turismul de asta de pe Iesle, mai nou apărut. Agroturismul, da. Agroturismul. Cert este că românii au cheltuit bani cu coșarcuța de sărbători. Cred că le-am pierdut un picuț. Sărbătorile astea au ajuns mai mult așa o lergătură după pântișe. Sau, mă rog, după pântecaraie, dacă ar fi să citim un picuț de ce s-a întâmplat la spital, după, la spital, după, știi? Pentru că de ce? Cumpărăm la sărbători pe principiu, lasă-mă, măcar acum, și bine, și să avem. Și de obicei, de Paști, de Crăciun, de Revelion, rupim tot ce înseamnă cumpărături. Vreau să spun, am fost la un moment dat... Cred că era între sărbători. Cred că între Crăciun și anul nou. Nu venea să cred. Deci, termite. Am intrat într-un magazin de ăsta, de supermarșe, de ăsta, de mare, decât de... Rafturi goale, nu? Problema nu era de rafturi. Aia încercau acolo suplimenteze. Problema era că se cumpăra orice ce în cantități impresionante. Băi, gândeai că n-au văzut. Deci era explicabil, spre exemplu, deci explicabil... Dacă, nu știu, era în 89, da? Pe 22 decembrie s-a întâmplat chestia, pac, cu tare, bă, așa și dintr-o dată a apărut, nu știu, portocale, mineole, ananas, ce mai știu eu, ce altceva a apărut. Băi, era normal să vezi că se bat la chestia asta. Băi, da, acum, după atâția ani de, știi? N-ai văzut. Ce vorbește? Deci, cum spuneam, avem în perioada asta sărbătorilor mai puțin, cu toate că... O atracție nebună pentru cumpărături. Pentru cumpărături, da. Simbolistic, discutând Crăciunul, Paștele și așa mai... Deci intră în zona creștinește, discutând, intră într-o zonă nouă a nașterii Domnului, a botezului și așa mai departe. Toate astea intră acolo, a învierii, dacă vorbim de Paști, că tot îndată-i Paștele. Numai mâine, nu-i pe mâine. Pac, îndată ne repezăm și începem iar. Toate astea s-au redus la a gusta, a mânca, a... așa mai departe. Am avut o chestie foarte faină. Eram la un moment dat în locul unde beau cafeaua de regulă, știi? Și începuse nebunia asta cu venitul către, știi? Era locația plină, discutau oamenii și la un moment dat sună telefonul, unul de lângă mine de acolo, răspunde, care era evident de venit din București, că nu putea să vină din altă parte, am înțeles. Și alo, și păi, are ceva întrebări, nu știu ce, la care el, motivat de întrebarea pe care o primise, probabil era ceva de genul cum îi, știi? Frumos tare, bă. Frumos, ce să mai... Băi, deci e pe bune, bă. Păi ce, nu fac nimic, bă. Mănânc, dorm și... Înțelegeți ce vreau să spun? Și o iau la capăt, într-o ordine firească sau nefirească. Deci nu fac nimic altceva. Cam la asta, cam despre asta discutăm. Știi? Cam despre asta discutăm. Cam asta s-a întâmplat. 22 de milioane de euro au cheltuit românii doar de sărbători pe cumpărători. Minunat! Pe cumpărături de cât de tip hazna.
că nu mai rău, deci nu mai vorbim, vorbim de stație de epurare, nu mai vorbim de altceva, știi? Da, mă rog, și asta a colaborat cu o altă știre pe care o discutam, pe care ți-o spuneam la un moment dat, despre Anglia, apropo de ce facem și cum facem, pentru că am intrat în nebunia asta numită capitalism și am uitat de ce am intrat. Și am mers pe repede înainte pe ce am crezut noi că este bine și reprezentativ și am pierdut și pierdem în continuare foarte mult din ceea ce contează cu adevărat, știi? Am văzut o știre, în opinia mea, de o știre de băgat în seamă, cel puțin în Anglia au început să se vândă ce? La imobiliare. Biserici. Deci să nu-ți vină să crezi. Deci la modul fizic. Deci nu-ți vine să crezi. În Anglia, la capitolul imobiliare, se vând biserici. Nu numai că se vând, s-au vândut deja. Dădeau exemplu că au vândut 20 de biserici și se vând biserici în continuare. Le scot parohiile, le scot bisericile la vânzare pentru că, spun ei, n-au enoriași. Sunt evident, sunt tip extravaganți care cumpără biserici. Dar știi ce e interesant și curios în toată tărășenia asta? Una spuneau că de ce au făcut lumea, de ce nu vine oameni lumea la biserică, de ce? Pentru că și-au pierdut din tot ceea ce însemna legătura cu Creatorul, pe de-o parte, pe de cealaltă parte, însă, bisericile sunt cumpărate și transformate. În ce? În sinagogi. Nu e interesant? Le cumpără musulmanii. Foarte interesant, știi? Și mă gândeam la tot în Anglia era făcut un studiu vis-a-vis de Londra acum vreo 2 ani, cred că discutam aici de chestia asta, sau poate chiar mai despre faptul că studiul pe care l-au făcut londonezii spunea că în 20 de ani în ritmul actual preponderenți și majoritari vor fi musulmani în Londra și în niciun caz ceilalți. Asta apropo de credință, religie și ce ar trebui să facem și dacă ar trebui să facem ceva și când ar trebui să o facem. Știi? Vreau să te întreb, e vorba de sinagogă sau moschee? Că deci dă musulmani, acolo... să ia, că habar n-am de cei. Deci dă musulmani. Eu zic că e moschee. Dă musulmani, deci să-i, știi? Cum bă, ăștia dau cu bombe în mine și trebuie să vorbesc frumos acum? Da. În mine, generic vorbesc, adică dau în creștin, ca să zic așa. Știi, care e visul, știi care e visul în, în aia care merg în Palestina, știi, care sunt muritori de foame, știi, în Ținutul Gaza, în Ținutul Pietrelor, știi, știi care e visul lor de glorie. El merge, muncește, sare, nu sare, merge pe poartă, merge pe poartă, pe gard, muncește în Israel, face bani în Israel, își ține familia dincolo de gard în Israel și visul lui de glorie este să dea cu bomba și să facă cât mai multe victime din, în rândul celor care își hlănesc. Deci asta ca și idee, așa să spun, știi? Da, mă rog, e interesant așa ca și concept, știi? E interesant ca și concept cam ce se întâmplă și ce ar trebui să fie de sărbători și probabil ce ar trebui să facem de sărbători, ce ar trebui să descoperim, ce ar trebui să facem măcar de sărbători. Timpul, pentru că doar de sărbători nu e suficient. Cred că, știi, toate astea se pot reduce la o expresie frumoasă, simplă, mie îmi place tare. Băi, măcar de sărbători, băi, să și om. Și om e lucru mare, știi tu. Bă, dacă reușești măcar pe sfert, dacă ajungi la jumătate, deja și grea e. Bă, mă, să și om. Dacă reușești, e lucru mare. Și dacă reușești măcar de sărbători să o faci, deja lucrurile stau super tare. O să vezi că am văzut, spre exemplu, înainte de sărbători ați văzut, da? Am văzut politicieni demnitare. Da. N-am să dau nume de demnitar. Da, un demnitar anume... L-am văzut cu pachetele, împărțea, dădea, făcea și așa mai departe și evident... L-a umplut milostenia. Am vorbit, poftim? L-a umplut milostenia. Da, l-a umplut milostenia. Întrebarea este, până la Paște, îl mai vede careva? Dar de ce să-l mai vadă? Da, și eu acum. Până mai Paște mai păi sunt n-ai zis că e suficient de sărbători? E până pe 12 aprilie, mai e un picuț, adică băi, și acum toată luna... N-ai zis că e suficient de sărbători, nu? Măcar, da, dar tot am zis, nu? Măcar pentru ei, sărace. Haideți să vedem doar ce s-a întâmplat cu euro. Am văzut o previziune la euro. Băi, frate, la un moment dat, cred că sâmbătă am văzut-o, era undeva în 4-5. Am văzut o previziune cu 4-5 și... Deja ți se tăiau aripile, știi, picioarele un pic. Astăzi, cotația la 4,48 și dolarul american cotat la 3,68 lei, adică sunt sus, ei spun, ci că e cu săgeata în jos, adică leu se întărește. Băi, la 4,48, la 3,62 și, pardon, 68. Ai, totuși, nu, că asta puti, ai ipocrizia, adică mă iau de prost, olea, că totuși cu săgeata asta.
Da, mă rog, cum n-ar fi prima dată, nici nu facem mare scandal. 5 ianuarie, remember, 1878 s-a născut scriitorul Emil Gârleanu, iar în 1896 s-a născut actorul George Calboreanu. Prezență de neuitat a scenei românești, Apus de Soare, Titanic Vals, Omul cu mârțoagă în Apus de Soare a fost bestială. Cine și-l aduce aminte? Absolut. Calboreanu, bestial, magnific, în Apus de Soare, când spunea Moldova nu e a mea și nici a voastră, ci a urmașilor, eram tune deja urmașilor voștri în veacul veacului. Absolut, un mare, mare actor, George Calboreanu. Și o interpretare de excepție în Apus de Soare. În 1932 s-a născut Umberto Eco, critic literar și prozator, In nome de la Rosa, numele trandafirului. 1956 Elvis Presley a înregistrat Heartbreak Hotel. Ce vorbești? Un fel de, cum era la noi, Hotel Cismigiu. Dar noi tot același lucru făcut de la, cum era aia, mă, de la, nu, de la Vama Vechi pe atunci. Încă Vama Vechi pe atunci. Acum e numai vama. În 1968 a început în Ceoslovacia primăvara pragheză. La noi n-a ajuns primăvara pragheză, 68, Ceoslovacia. Asta s-a întâmplat de-a lungul timpului, pe 5 ianuarie. Luăm publicitate, ne reîntoarcem, mai povestim cât e ceva, deși s-a întâmplat la noi pe timpul sărbătorilor. Cât s-o fost la artificii, când n-o fost, și ne-o fost, și s-o întâmplat, dacă au fost la spitali, dacă au fost cu incendii, dacă s-o lăsat cu alea. Toate astea, după publicitate, revenim. Nu numai că intrăm, deja am intrat, ne-am reglat un picuț și treaba, deci vorbești, pe toate sunt numai aci, Doamne, dar ce bine îți stă cravata. Deci e... Înțeleg ca să... Te... Ia aia! Deci aia, că tot bine, încă mai sunt sărbători, urmează acum Crăciunul vechi, urmează, adică petrecerea, ca să zic așa, nu s-o continuă. Terminat, nu s-o gătat, petrecerea continuă, zapadul cicuță avem cu Doamne ajută, părtea la Câmpul Omul Moldovei funcțională. Da, cea mai funcțională. Nu, deci vorbim de cel de Vatra Dornic, de la Gura Humorului, că la Câmpul Lung... Unii te dai cu sacul pe copaci, unii te dai pe drum, unii te dai cu sacul, că părtea nu-i făcută, părtea pe este în conservare. Este pe deluț. Pe poteca, pe calare. A, pe aia, da. Pe poteca, aia pe poteca comorilor. Aia, adică, pe poteca comorilor. Aia e un drum cu rezonanță istorică. E un drum cu, făcut nu, gândindu... Era... Un cântec la Cabana Trei Brazi sau cum la era? Cabana Trei, la făcăm la aia. Na, 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 trei brazi. Și mai departe, nu știu cum e. La frumo. Da. Frumo. Da, drumul, spuneam, nu este funcțional. El deocamdată s-ar putea... Uite, vezi, e o idee. Uite, vezi, e o idee, spre exemplu. Nu, potecuța, numită Drumul Comorilor sau, mă rog, Transrarăul, ar putea fi folosită pe timp de vară pentru cărătbușteni, că oricum se face chestia asta, nu pentru turism, și pe timp de iarnă, dacă vine zapada, trebuie pârtie. Nu? Deci, păi, mai cu săniuța, mai cu celofanul, mai cu căpăcelul de la budă. Cu taxă sau fără taxă? Aba, dar cum să faci ceva fără taxă? Evident, cu taxă. Îl taxez la intrare, că la coborâre nu se știe dacă mai cine, știi? La intrare, deci la coborâre, îl taxez. După aia, cine ajunge, ajunge. Asta e viața. Cine a scăpat, a scăpat. Dar nu, e o idee. Apropo de taxe, o să vedeți, cresc câteva, nu, impozitul, nu, trebuie să spunem. Deci o știre, în prime time dăm o știre acum, în prime time. Adică e prima știre, trebuia să începem cu asta, dar uite, ne-am furat, vezi, cu discuții de tot felul așa. Și cea mai tare știre a dimineții, pe care o să o dăm mâine, dar noi o știm de azi, pentru că azi s-a deschis ce? Ce s-a deschis azi? Casieria, frate, la municipiu. Care este, băi, bonul număr, nu, chitanța numărul 1. Ei, cum? Dacă spune careva Gavril Vărvara, e nenorocire. Sau Ovidiu Doroftei. Deci fac un scandal monstru. Evident, Ion Lungu. Ion, ca să nu că nu o fac. Deci, primarul municipiului, evident, o să vedeți în mâine, așa, în prima chitanță, în fiecare an plătește achită, beneficiază, evident, și de bonus, dar achită este, cum să spun, contribuabilul model și trebuie să fie așa, contribuie, deschide această, acea, cum să zic, licitație, cum să-i spun eu, da? A contribuțiilor fiecăruia dintre noi la primărie. Băi, eu cred că sunt ăla care închid în fiecare an. Pe principiu, dal dracu. Tu vrei, adică, să te asiguri că au achitat toți? Că au plătit, că nu, că au făcut tot ce au avut de făcut și cu, știi?
Și măcar, nu că, și cu ce, da, cu oricum face, că reportează, la an, la an, nu e așa mare problemă, știi? Bă, dar măcar să nu le fac cărțile, știi? Ei o deschid, eu sunt la închidere, așa, mă rog, asta i-am făcut un picuț de ruibii și eu sunt la închidere, nu sunt la deschidere. Bun, hai să vă spun de taxe, că taxele n-au crescut. Taxele n-au crescut și al puțin până amu, om vedea, de acum. Dar cel puțin până acum n-au crescut taxele, spuneam, însă nu toate. Mai avem, mai crește un gaz, mai crește un curent, mai crește din astea, dar astea sunt nesemnificative, n-are rost să discutăm. Spre exemplu, subtitlul decizie în pagina 2 din monitorul, ni se spune că taxele de intrare în cetatea de scaun la Suceava și Muzeul Satului Bucovinean au fost majorate. Ei. Iar a început să fie bine. Da. Am făcut un pic cetatea, am făcut proiectul, l-am pus în valoare, evident au și uitat cei care acum se bucură cine a fost, de ce a făcut și așa mai departe. Că e o întreagă discuție pe tema asta și cum a început această, cum să-i spun eu, revigorare, cel puțin, sau renașterea cetății de scaun a Sucevei și asta după, spre exemplu, renașterea cetății de scaun de la cetății de la Neamț, cetatea de la Târgu Neamț, de mult refăcută, redată turismului la noi, cu mare și greutate, s-a reușit într-un sfârșit și asta pentru că cineva și-a propus la vremea respectivă să fac ceva și pentru Suceava și e de spus, pentru că trebuie spus celor care au făcut ceva, trebuie să amintiți, chiar dacă lucrurile astea le plac altora sau nu, sau mă rog, altora. Pe atunci, Gheorghe Flutur împreună cu Elena Udrea au avut acest proiect, l-au pus pe tapet și cetatea de scaun a ajuns astăzi să arate așa cum arată și, bineînțeles, motivat de cum arată și pentru că a început să fie afluență decât de turiști, se măresc taxele. Bun, sucevenii și turiștii care vor să viziteze cetatea de scaun a Sucevei și Muzeul Satului Bucovinean vor plăti mai mult în anul 2015 pentru un bilet de intrare comparativ cu prețurile din 2014. Pentru că de ce? Ia auzi. Majorarea taxelor de intrare la cele două obiective a fost stabilită odată cu aprobarea de către Consiliul Județean Suceveni a unui proiect de hotărâre cu privire la nivelul taxelor și tarifelor de competență a Consiliului Județean Suceava pentru anul 2015. În baza acestei hotărâri la taxele și tarifele percepute pentru activitățile desfășurate de Muzeul Bucovine s-a produs și s-a aprobat majorarea prețului unui bilet de intrare pentru adulți la cetatea de scaun și a muzeului de la 5 la 6 lei pentru anul 2015. Adică v-au luat cumva pentru aia care intră, le-au luat cafeaua. E un leu, mi se pare, că e la Tolomac, nu? La Tolomac. Depinde, da. Da. Să zicem, da? Deci aia la decât la parc, cu tare. Deci s-a dus cafeluța. Sau ceaiul. Când omul și lua cu cinci. Sau ceaiuțul. Băi, și vrei, pe fiecare, pe mă, capușinu, cea, fiecare după gustul. Bun. Pentru copii și grupuri de copii, biletul de intrare la cele două obiective este de 2 lei per persoană. De asemenea, pentru Festivalul Rock și Festivalul de Artă Medievală, care au loc în incinta cetății de scaun, prețul unui bilet pentru adulți va fi de 7 lei persoană, iar copiii vor plăti doar 2 lei. Tarifele de 6 lei pentru adulți și 2 lei pentru copii vor fi practicate și la Hanul Domnesc, Casa Memorială Simeon Florea Marian și Muzeul Ciprian Porumbescu. De asemenea, la târgurile care vor fi organizate în incinta Muzeului Satului Bucovinean, taxa de intrare va fi de 3 lei pentru adulți și de 1 leu pentru copii. Avem pentru expoziția permanentă a Muzeului de Științele Naturii, taxa de intrare este de 4 lei adulți și 2 copii. A fost majorată și taxa de fotografiere. Deci toate, pe principiu, s-au majorat. Da, bine, e 2015, poftim? Și la curte. Care? Păi, deci astea sunt niște răutăți de care eu mă dezic. Deci, doamna, nu ne-am stabilit odată, curtea domnească este într-un amplu proces de 25 de ani de uitare. Deci am stabilit odată. Acolo se e muzeu în aer liber, acolo se fac încă prospecțiuni. Prospecțiuni de tip Nambudă, înțelegi? Și găsești. E central. Acolo e loc central. E loc cu potecuțe, cu gropiță, cu gărduți, cu chestii, cu, adică e un cu loc tranșee, nu? Interesant, mă înțelegi? Ai de ce te țâri la un moment dat, știi? Adică, nu, e, nu, bă, dar e foarte important. Rădăcine adânci. Bă, dar e foarte important, știi? Adică, nu de aici, de colea, știi? Auziți-vă aminte de vremurile de tristă amintire, că tot dau exemplu, știi? Noi toți, oamenii în general, au dotările despre care tocmai încercam să explic, da? Toată lumea. Și la un moment dat trebuie să le folosești. Bă, că nu poți altfel. Mă înțeleg? Adică trebuie neapărat pentru că trebuie. Pe vremuri existau locații de genul ăsta. Spre exemplu, în centru, pe centru. Bă, că era centrul ăla cum era. Era mai de... așa. Era ăla din parc. Care urât mirositor,
cum era, bă, era folosibil. Mă înțelegi? Adică nu trebuia să mergi să te expui în văzul lumii. Da? Sau, mă rog, să cau... nu trebuia să cauți curtea domnească pe atunci, știi? Nu, dar așa este o chestie, știi? Te întorci în istorie, știi? Te întorci în timp, știi? Băi, deci eu și Ștefan cel Mare, știi? Și-ți lași amprenta, nu? Îți lași amprenta, știi? Rămâne pentru istorie acolo, rămâne pentru... Odată cineva, un arheolog are să caute și ar să găsească, știi? Înțelegi? E o chestie, mare, din adâncuri. E o chestie, da? Mai era unul pe la aici, băi, deci erau locații de astea, la stadion aici, la primărie, era, deci era subteran, chestii, deci au nimic. Bă, nimic din toate astea. Dar în schimb le avem palea ecologice. Ca să nu mai mă exprim mai departe. Cum spuneam, deci curtea domnească nu intră în chestia asta, pentru că ea este într-un amplu proces de uitare și nu este taxă pentru... Poftim? Nu. Am spus altceva eu? Da. Am spus o restaurare uitare. E un concept nou ăsta. Restaurare uitare e un concept nou un picuț. Până când restaurăm, știi ce fac ei acolo, nu? Atâta restaurează și atâta restaurează și atâta lasă în uitare chestia aia, până acolo are să răsară ce? Acolo. E. Băi, e o zonă centrală. Are să răsară un frumos bloc sau și niște. Așa cum are să răsară, spre exemplu, bă, am eu așa un feeling, decât the feeling, că duplicatul ăsta care au făcut măcel în zona, în zona casa de oaspeți, băi, deci el m-a celărit ips duplicatul, să-l știți că ăla este inamicul numărul 1 al lemnului în Suceava. Deci, bă, a tocat ăla, cât n-a tocat nici ăla de la Dornești, nici harțapelele de la Bioenergie, nici, bă, o tocat ăla n-ai văzut, băi. Băi, frate, bă, ai impresia că o tocat ips duplicatul ăsta și vezi ceva mergând, ceva așa, știi? Niște gigant, știi? Ceva, niște gândași gigant, așa, știi? La cât o tocat. Mai o să apară acolo niște frumoase case, că doar nu o să lase zona aia, vai de capul ei. Mai, hai să vedem, ar trebui un pic, nu? E o zonă care trebuie ecologizată, rebranduită, remodernizată, mă, doar nu o să... Deci, zona, bineînțeles, cetatea, nu, curtea domnească, va intra în atenția autorităților. Nu, ea este în atenția autorităților, dar nu pentru conservare, pentru... Nu. Nu, este în atenție, dar nu pentru asta. Este în atenție, cum să fie, n-ai cum, băi. E de zonă, nu zero. E de zonă minus 2, minus 3, știi? Adică, cum adică să nu fie în atenție? În atenție, cum nu e în atenție? Subtitul recunoaștere. 4 conotare de performanță au fost declarate cetățenii de onoare ai comunei Dumbrăveni. Ce vezi aici în toată splendoarea pe primarul de la Dumbrăveni, alături de canotoare. Primarul independent. Patru ca evident că independent. Da. Bă, cum rămâne cu mandatele, că e foarte... E. Cu curtea constituțională? Vezi. S-ar putea să-și pierde independența unii? Vom vedea. Și ei? Vom vedea. Și... Și când nu. Cum, dragi Șeven? Mai. Alo. 4 canotoare. De performanță, multiple campioane naționale și cu numeroase titluri și medalii internaționale la junior și internet au fost legate cetățeni de onoare comunei Dumbrăveni. Cele 4 sportive sunt surorile Paula Logofotu și Elena Logofotu, precum și Diana Mihai și Andreea Asoltanei. Toate cele 4 comandatoare sunt originari din Dumbrăveni, iar la propunerea primarului Ioan Pavel, Consiliul Local al Comunei a aprobat cu unanimitate de voturi acordarea titlului de cetățean de onoare pentru toate cele 4 sportive. Mai mult, fiecare dintre cele 4 canotoare a primit câte o sumă de 2000 de lei. Primarul Ioan Pavel a declarat că cele 4 sportive au primit titlul de cetățean pentru performanțele pe care le-au înregistrat în canotaj, atât la nivel național cât și internațional, ceea ce a dus la creșterea prestigiului comunei. Dar nu s-a comparat cu creșterea prestigiului când a fost Ponta. Nu? Îl face oare și pe Ponta pe cetățean de onoare? De asta e o întrebare, nu? Nu s-a la Dumbrăveni. L-a făcut? La Dumbrăveni, da. Nu? Dar ce vrei, la Rahova? Că mai târziu. Mai așteptăm un pic. Deci, dacă nu la Rahova, la Jilava. Bă, dar astea sunt o calități, adică să nu vă, deci nu vă ducă la... Nu. Deci, nu. Să nu vă... Noi vorbim de localități, adică în sensul că om putea fi premiat pentru activitate, pentru... Sigur că da. Mai am văzut că ne-am făcut... Tu ai consultat un pic puțin de... ceva cu astro... Cu Nostradamus, da. Cu astro, da. Așa. Cu astro de alea... Da. Astrograma. Așa. Am dat Doamnului de grație 2015, ca să fie aglomerație grozavă. Și zice de bine. Ai văzut. Are să fie aglomerație de n-ai văzut, așa la coadă, știi? Și... Băi, pentru că suntem totuși în Suceava, n-am putut să noi ajungem pe posturile naționale, măcar un pic, știi? Cu experiența ăluia care aruncătorul de tablă, nu? Cum era ăla? Nu? Ăla spărgătorul de nuci era opera, nu? Ăsta e aruncătorul de tablă, era? Nu? Și era cărămiz. Și cărămiz ceva. De undeva, de pe la Bordujeni, pe Gheorghe Doj,
Bă, da, strada nu e blocată, Gheorghe Dojean. Da, dar el era pe bloc. Aia ce are treaba cu strada, bă, frate. Da. El era puțin pe bloc. Bă, frate, bă, extra. Dar e un ritualcică la el. În fiecare an de sărbători face chestia asta. Dacă, n-are, da? Dacă nu aruncă bă, cu tablă da. Și cărămizi de pe bloc, el nu merge bine în anul ăla. E ideea, el da? Sorcovește da, anticipat. Da, el sorcova, dormese la, știi? Deci merg pe strada așa, ca să nu cumva să te sorcovească cu una de asta. Dar despre am ajuns acolo, intervenție limită de risc maxim pentru salvarea unui individ violent urcat pe un bloc și asta spuneam Gheorghe Doja în Burdujeni. Urgențe incendii. Medicale. Incendii au fost evident. Victime. Uite, bărbatul ucis accidental la o partidă de mistreț de la Dona Candenilor. Accident produs de un șofer beat turtă. Bătrâni morți, al treilea în stare gravă au luat foc în propriile case. Adevărul că am văzut în perioada asta smurdul descancelarea sau descarcerarea și cu pompieri în perioada asta am văzut foarte activ. Chiar au fost foarte activi în perioada asta. Din păcate, spun, din păcate. Probabil că aș fi dorit și ei să aibă liniște, numai că n-a fost. Și apropo de liniște, foarte multe urgențe medicale și incendii de Revelion și în primele zile ale noului an. Salvatorii în alertă, eu știu, ne pare a cincea din monitorul de Suceava. Ultima zi anul trecut, ca și primele zile din 2015, nu au fost deloc liniștite, din păcate, în ceea ce privește situațiile de urgență. O analiză efectuată de Inspectoratul pentru Situații de Urgență al județului Suceava arată că în intervalul 31 decembrie, ora 7 dimineața, 4 ianuarie, ora 7, echipaj de smurs și cele ale pompierilor militare au avut numai puțin de 135 de intervenții. De aia spuneam că am văzut. O medie de peste 30 de intervenții pe zi, asta în condițiile în care media din 2014 a fost de 17 cazuri de urgență pe zi. Bă, aproape s-a întâmplat. Mai da, atunci ce se întâmplă? Totuși. E greu de spus. E atâta prevenire, sunt atâtea informații de prevenire, da? Lumea nu mai ascultă, nu mai cred dă importanță. Da, dacă ai observat, spre exemplu, în perioada asta, 31 vorbim întâi, ea a fost rece, a fost frig, a fost drink, a fost teribilism, a fost așa volanului, a mai fost gheață, zăpadă și așa mai departe. Toate astea pe fondul ăsta. Au fost perioada sărbătorilor, au fost coșuri necurățate, bănuiesc, tot felul de lucruri, mai instalații. Toate astea pe principiu la mine nu se întâmplă. Știi? Deci mie nu mi se întâmplă, la mine n-are cum și așa mai departe. Pe fond, eu știu, de neglijență, de neatenție, se întâmplă, dar îngrijorător este că s-au dublat, adică dacă anul trecut aveam 17 în această perioadă, pe zi, anul ăsta 30. Și chiar s-au văzut. Aseară veneam din oraș și vedeam în spatele unei mașini de pompieri care urca la deal, să spunem așa, mergând undeva spre, nu știu, că trecuse de Ipotești, undeva la o intervenție, la foc, la Bosanci probabil undeva. Da. Deci cam așa ceva s-a întâmplat în perioada asta. Așa se întâmplă. Nemaipurând, furturile în perioada asta au fost iarăși la ele acasă și discutăm. Cum e să-ți fure banii de la nuntă? Dar nu numai, că au fost două chestii. Una, banii de la nuntă, dar cum îi să pui, cheia în ghiveci? Cum îi să pui cheia în ghiveci, nu? Asta apropo de cel care i-a luat banii de la nuntă, nu, că a pus cheia în ghiveciu cu flori sau sub ghiveciu de flori, ceva de genul ăsta. Îți dai seama, i-au mers la punct ochit, punct lovit. Nu sună căjât, nu rangă, nu deschis. Toată în frigider, au mâncat un sandwich cu tare, au luat bani, știau exact unde să meargă și ce au de făcut, știi? Da, spuneam de urgențele medicale, plutonul ajutat Alin Găleată, purtătorul de cuvânt Alisu, a declarat că din cele 135 de intervenții din aceste zile, 20 au fost pentru localizarea și lichidarea unor incendii, 79 de intervenții medicale al echipajelor smurd și 36 de misiuni de altă natură. Deci, incendiile, bă, frate, 20 la incendii. Da, și 79 de intervenții, spuneam, pe baza la intervenții de tip smurd. 31 decembrie și în noaptea dintre ani, echipajul de ISU a avut 46 de intervenții, între care 11 au fost la incendii, 18 în misiuni smurd și o intervenție a fost la accident rutier. Predominant au fost cazurile medicale, persoane care au solicitat ajutor după ce s-a făcut rău. Aproape 1000 de oameni au venit la urgențe, majoritatea au fost trimiși acasă și asta pe fond de prea mult sau prea mult, știi? De regulă. Ori am băut prea mult, ori am mâncat prea mult, ori după un pic de băut m-am batut o leacă. Sau cine știe ce, că avem și cazul, nu, era la Botoșani, un caz care a șocat, nu, la Botoșani parcă a fost, da, nu? Da. Care a șocat oarecum un preot de 47 de ani, poate am spus bine sau am spus rău? Da? 37 de ani.
și-a ucis tatăl și după 3 zile s-a predat, adică îți ia și-al rău mințele, indiferent de ce statut ai. Dar bine, toată asta, toată povestea asta, toată nebunia asta, sau tot ce s-a întâmplat acolo la Botoșani, tot acest cazul a fost posibil, cu ghilimele de rigoare, pe fondul consumului de alcool. Ambii erau... Păi, dar nu i-a turnat altcineva pe gât. A băut de bunăvoie și nesilit de nimeni, nu? Așa spuneam, uite aici, nu, spargere, 3 romi au furat o avere din casa unui fost colonel de pompieri. Bă, olea, câte bani au strâns cumva? 250.000 de lei, adică 2 miliarde jumate vechi. Nu a rămas cică niciun colț neatins în toată casa, tot au distrus, până și perderile le-au rupt, au răvășit tot, nici măcar actele nici pe care le-am mai găsit. Nici bijuterii n-au mai rămas. Și nici bijuteriile. Nu, dar erau, asta era din tată în fiu. Venite. Ca un bilet cu mulțumesc curățat? Nu, n-ai auzit că rup perderile, frate, că nu le plăceau culoarea. Deci da, era probabil culoarea nepotrivită și au rupt și perderile. Am avut zăpadă, pârtii, cel puțin pe întâi, mai toată lumea, deci pe întâi, pe doi, toată lumea au fugit unde? Care au rămas acasă și nu au prins, evident, să meargă să-și facă rebelionul ăla? Au mers unde? Un picuț la zăpadă, la pârtie. Că s-a chemat Gura Humorului, că s-a chemat Vatra Dorne, că s-a chemat Mălini, unde s-au și dat, s-au dus neapărat la pârtie. Numai că, atenție la nete și, bineînțeles, la patinoar. Păi, frate, deci n-ai văzut. Era la patinoar, se mergea bară la bară. Deci așa mergeau toți, așa. Toți înainte. N-aveai cum. Deci, na, ce să faci de alea? Ce să cum faci? Era dansul ăla? Poftim? Cum era dansul ăla cu țup-țup? Da, da, era potrivit. Pinguinul. Pinguinul, așa. Da. A, ăla e sugestiv ăla. Ăla tare, tare frumos când ăia care îl dansează, să, știi, să atingi bahic. Uite la ce mai dansează. Deci, na. 8 oameni au ajuns de pe pârtii la spital în ultimele zile, e vorba de accidente, în perioada 30 decembrie, 3 ianuarie, 8 persoane, 3 bărbați și 5 femei au suferit accidente pe pârtii, 4 la Vatra Dornei și 4 la Gura Humorului. Pârtile au fost foarte aglomerate în ultimele zile, localnici, dar și turiștii profitând de zăpada căzută în zilele de la finele anului trecut. Persoanele care au suferit accidente pe pârtii sunt din Suceava, Iași, Neamț, Bistrița, Năsăud și Republica Moldova și între 18 și 51 de ani, au spus cei de la jandarmerie. Acum, cei din Republica Moldova, cei dărit vechi, are și încep acum sărbătorile, au început decât să vină, ușor, ușor către noi, adică ei au venit probabil la Revelion, au făcut Revelionul pe tip românesc, după aia Crăciunul pe cotare, după aia Revelionul. O sărbătoare așa de vă două stămâni ca să și să nu trebuiască. Vă spuneam de cei care sărbătoresc aceste sărbători de iarnă pe rit vechi. Gheață de 20 de centimetri pentru ridicarea crucilor de bobotează la Bosanci, vorba de tradiție acolo, crucile de gheață de la Bosanci, în pagina 10 din Monitorul. Păstrat cu sfințenie de aproape 150 de ani, obiceiul ridicării crucilor de gheață în zilele premergătoare bobotezei de pompieri din Bosanci a fost un succes. Gerul din primele zile ale noului an a făcut ca gheața de pe lacul Parțâc să fie de circa 20 de centimetri grosime. Sâmbătă, 3 ianuarie, la primele ore ale dimineții, înarmați cu drujba, nu cu ferăstrăul, ca pe vremuri, circa 20 de pompieri voluntari au scos de pe lacul Parțâc mai multe blocuri de gheață de circa 300 de kilograme fiecare, pe care le-au transformat în cruci de gheață după forma unui șablon pe care o au ei. Cerințele au fost mari și în acest an, pompierii bosânceni au ridicat cruci de gheață pentru cele 3 biserici din comună. E vorba de Biserica Sfântul Gheorghe, Adormirea Maicii Domnului și Biserica Sfântă Cruce Parascheva la Cumpărătura, dar au făcut cruci de gheață și pentru biserici din Suceava și chiar din Botoșani, numai puțin de 15 cruci în total. Pompierii din Botoșani și-au amintit și de faptul că anul trecut, în 2014, în preasma bobotezii, se înregistrau temperaturi de până la 10 grade Celsius, era foarte cald și da, spunea problema corect. Că nu sunt cruci de gheață, cum o să facă. S-au descurcat și atunci au adus gheață tocmai de pe un pârâu aflat în înaintea județului Suceava cu Bistrița Năsăud la Poiana Stampei pentru a nu întrerupe acest obicei. Primarul de Bosanci, Andon Curic, a spus că în fiecare an le bobotează, se confecționează o cruce de gheață pentru a îndepărta relele. Localnicii din comună povestesc că în 1867 jumătate din satul Bosanci a fost mistuit de flăcări. Atunci s-a înființat formația de pompieri civil din comună. Pompierii au făcut un legământ ca în ajun de bobotează să confecționeze câte o cruce de gheață la fiecare biserică din sat. Ei spun că este un semn de recunoștință față de Dumnezeu că nu au mai trimis nenorociri ca cea din 1867, dar și un legământ ca prin aceasta Dumnezeu să ferească localitatea de rele. Și au dus-o peste ani, au făcut-o și în acest an. Acum, se pare, i-a ajutat divinitatea pentru că a fost ger,
este ger, spuneam diseară, nu chiar și ne știi și, diseară că vreo minus 5, dar mâine seară, cică dă ger, dă bobotează, pe la minus 13, mâine minus 14 chiar, după care se încălzea. Băi, ce culme, adică, știi, ajungi la noaptea de Revelion. Dăm un exemplu. Deci a fost decât minus 20, sau mă rog, minus 18, 17, 18, 20, undeva pe aici, da? A fost, depinde de unde stăteai. Deci a fost foarte, foarte frig. Bă, și a doua zi a fost suportabil, frate, adică corect. Și noaptea următoare, adică s-au pierdut câteva grade bune, bune, bune. Și nu s-au pierdut cu, nu, deci nu s-au pierdut pe gât gradele, știi? Nu, grade de temperatură. Foarte interesantă vremea în perioada asta, să mă rog, în ultima perioadă, așa, știi? Ca când... și vremurile. Ca și vremurile. Și cum, vremurile sunt interesante? Da. Eu aș spune că vremurile sunt de... Se par monotone? De, nu, sunt vremuri de cât de cutare, da. Vremuri, ca să ai spus tu, interesante. Eu prea pe dezvolt subiectul, dar nu pot, că e dimineața. E pe prea dimineață. În pagina, da, în pagina 20 a monitorului citim despre parcarea unde a avut loc, evident, ce? Mare adunare populară în noapte de Revelion. Circa 7.000 de suceveni au petrecut Revelionul în aer liber pe un ger cumplit. Băi, pe Simona n-ai odat-o doar pe ea, că nu mai era nimeni în parcare, sau de ce am dat una poză cu ea? A fost cea mai îmbrăcată, probabil. Da. Deci, cei mai mulți suceveni au venit în parcarea centrului comercial aproape de miezul nopții, ca să vadă focul de artificii, cu sticla de șampanie fiecare în mână, și să ia șampania numai, că acum au fost șampania, s-a transformat în cuburi de gheață, știi, până o turnai în ceva, se vedea cuburi de gheață și punea de tip șampanie, de tip bomboană, știi, ca să poți să profiți de ea. După ce am închinat o parte de șampanie la trecerea dintre ani și au urmărit focul de artificii, spectatorii au lăsat parcarea aproape goală. Deci de aia spuneam, Simona, n-ai avut un concert de excepție, ascultat de toți sucevenii care nu mai erau. Cred că nu, cam ceva de genul ăsta. Deci, îți dai seama, pe fric, va fi ascultat în reluare. Spectacolul ce a durat circa 4 ore, de Revelion, pe scenă a urcat Roxana Sava, Laura Haidău, Viorica Dulceac, Rodica Andronic, Odisei, Gabriela Teișanu, Desperado, Edi Hanușseac, Alexandru Recolciuc. Măi, măi, nu? Când? O cânta piesa cu... piesa cu flăcău, cu însuratul, cu... N-avea cum să nu cânte, normal că o cântat cum l-a cântat. Da, spuneam 7.000 de suceveni, asta potrivit statisticilor, nu știu cine a făcut numărătoarea, dar mă rog, cine a făcut numărătoarea și o asumă, 7.000 de suceveni. Acum, greu de spus, o și fost, nu o și fost. Bă, dacă o fost, o fost. Și dacă nu a fost, asta e viața, nu a fost. În prima zi, sau mă rog, în prima duminică, anului de grație 2015, prezidentul nostru, e vorba de Klaus Werner, nu Werner, ca să ne înțelegem, ca să nu, că nu ne luăm după camera deputaților, da? După zgubi-dubi. Deci, Iohannis a participat la liturghia de la Catedrala Metropolitană Ortodoxă din Sibiu. Doresc tuturor, a fost foarte vorbăreț acolo, doresc tuturor la mulți ani și un an 2015 binecuvântat și s-a terminat tot și a plecat. Ca să nu. Deci omul, cum spuneam, frate, deci eu mi-am dorit un președinte care să fie, să facă foarte puțină gălăgie. Băi, deci, dar se pare Dumnezeu, să mai spun? Dumnezeu e mare și bun. A participat la slujbă, asta, deci eu am spus că în începutul este bun. Deci asta mi-am dorit, liniște, și se pare că o să fie o liniște mormânt, n-ai văzut. Nici măcar un sfărăit. Probabil că o să fie așa. Vom vedea. Mai avem ceva știri, ne apropiem de publicitate sau nu, sau da, sau aproape, aproape da, că de acolo time out. Doar să spun că a început scandalul în PC. Ce e PC? O să mă întrebați, cum e ce e PC? Noi bine, noi calculator, noi Procter & Gamble, nu, care e PG. Deci nu e calculator, că e nu știu ce. Nu, PC este e prietenul conservator. E partidul conservator, ci că este un partid, acum așa se spune, care face parte din coaliția aceasta de guvernare. Și în care Danel, care acolo este un Danel Constantin, care este și ministru de cât al agriculturii. Danel Constantin l-a supărat. Agro-Danel. Agro-Danel, l-a supărat pe antena Voiculescu. Înțelegi? Pe antena, da, pe Nea Dan. Pe Felix. Pe Nea Dan, pe Felix, pe Varanu. L-a supărat și Varanu, ci că i-a dat vreo două scatoalce de prin pușcărie, de unde scriptice. El. Ceva pe principiu, bă, te-ai băgat, nu m-ai apărat, n-ai făcut, n-ai alea, scandalul ICA,
cu alea, cu cercetare alimentară, cu toate alea, cu ce este vara nu pus la mititica. Danel, Agro Danel, ci că regret necazurile prin care trece Voiculescu, noi interpretez remarcele sale subiective. Niciodată remarcele subiective ale unui om aflat într-o situație dificilă nu le-a luat el în seamă și nu le-a comentat. Băi, ce o! Și caracter! Băi, ce vorbești! Publicitate. Revenim. A trecut, gata. Cum a trecut? Nu a trecut? Nu. A început? Păi. A început, dacă a început pe vechi. Deci mai putem colinda asta, bine, fii. Mâine dacă mai colindăm. Pauzi, ce se întâmplă în regie? Colegii noștri colindă, ură? Ei știu ce se întâmplă acolo. Nu, că facem de acum, facem o frumoasă urătură, facem doar... Da? Suntem d'acum, dar mâine. Mâine, azi nu. Azi n-am vocea la mine azi. Nu mi-a, azi ai nu, cravata. N-am luat CV-ul la mine. Ai cravata la tine azi. Azi, da, clar. Băi, mă, că la început de an să arăta om. Știi, pe principiu, băi, și om. În cabinetele școlare din municipiul Suceava, deficit de 7 medici și 8 asistente medicale, o știre din pagina 3 din Craiul Nou. Începe bine anul. De fapt, s-a terminat unul și a început altul, la fel. Dar câte cabinete medicale au fost până acum? Câți medici, câte asistente în școli? Hai să fim serioși. Acum, deci vine acum primarul, domnul Ion Lungu, care ne spune, domnul primar, care deja s-a plătit contribuțiile. Autoritățile CVN au prelungit contractul pentru asigurarea fondurilor necesare acoperirii cheltuielilor de personal aferente medicilor, stomatologilor, asistenților medicali, precum și a cheltuielilor cu medicamente și materiale sanitare din cabinetele de pe lângă unitățile școlare. La contractul valabil până pe 31 decembrie 2014, evident, prelungirea s-a efectuat pentru o perioadă de 3 luni, respectiv până la semnarea contractului de finanțare pe anul 2015, cu suma repartizată din bugetul Ministerului Sănătății, la momentul respectiv. Ministerul Sănătății, prin Direcția de Sănătate Publică, ne va comunica și suma necesară pentru asigurarea acestor cheltuieli de funcționare a cabinetelor de medicină școlară, a subliniat primarul Ion Lungu. Da, mă, scriptic, totul e adevărat. Totul e practic. Nimic. Să facă un rond prin școlile unde sunt anunțate cabinete medicale și vedem câți medici, câte asistente, câte cabinete sunt deschise. Băi, de ce? A fost rea, nu? Nu. Realistă. Mm. Nu, deci nu. Realistă. Știi? Deci ca să... Realistă. Deci nu. Deci... Realistă. Realistă. Da, deci nu, e adevărat, într-adevăr așa înțeleg. Scriptic stăm foarte bine, dar în general scriptic stăm foarte bine. La capitolul scriptic buget stăm bine, scriptic bani stăm bine, scriptic minister stăm bine, scriptic angajați. Statisticile sunt baza. Stăm bine, da, da. Scriptic locuri de muncă stăm bine, scriptic sărăcie stăm bine, toate stăm bine la capitolul scriptic. Și când mergi în piață, în realitate, e cu totul și cu totul altceva. Acolo îi vai de amarul nostru. Întrebare, contează? Ar trebui pentru... să conteze. Cine pentru contează? Noi, sau, da. Pentru cum? Pentru cine contează? Pentru demnitare care n-au somn. Hai, măi. N-au somn? Nu pot dormi. Le recomandăm să apropoare. Dormeu. Sau dacă nu, să iau un somnifer. Lejer. Natural. Investiții ale Ministerului Sănătății blocate din cauza că autoritățile sucevene refuză să dea administrarea ambulanței terenul pe care instituția funcționează. E o întreagă poveste acolo. E o știre din pagina 3 din Craiul. Povestea sună cam așa. A cerut directorul de la acolo decât domnul Martiniuc, a cerut terenul ca să fie dat, ca să poată face nu știu ce investiții. Nu, deci nu ai spus nu corect. Eu. Cine? Domnul Martiniuc este veșnicul director de la ambulanță. Ca da, să ne înțelegem, deci veșnicul, da? Veșnicul director nu este un alt director, deci ambulanța, când s-a născut ambulanța, s-a născut și cu director cu tot. Absolut. Singurul director dintre directori în viață, așa. A cerut un teren ca să facă nu știu ce chestie acolo așa, dar terenul ăla de cât a fost dat când s-a făcut inventarierea terenului și așa mai departe, a fost trecut de către municipalitate în domeniul privat al statului. Private. Nu se poate, decât trebuie să fie în domeniul public. Acum, vine și Martiniuc cere și spune așa Martiniuc. Statul român să deține dreptul de proprietate atât asupra clădirilor sediului administrativ din Suceava, cât și a terenului aferent acestuia, iar Serviciul Județean de Ambulanță să figureze doar cu dreptul de administrare. Și mai vine el și motivează, că asta e foarte tare. Și zice el, ci că poziția conducerii de la ambulanță, adică a lui Martiniuc, survine și deciziei curții de conturi privire la prinderea în contabilitatea instituției sucevene a terenului respectiv. Băi, deci curtea de conturi nu-i parlament, nu-i băi, curte de conturi. Nu-i stat în stat. Băi, nu-i Vatican, chiar dacă se comportă ca atare. Nu-i Vatican, să ne înțelegem totuși. Da?
O spus Curtea de Conturi. Bă, și dacă o spus Curtea de Conturi, și ca să ne înțelegem totuși, da? Dar mai vine, bineînțeles, primarul. El acum ne lămurește. Deci lămuro eu acum pe moment. Deci am înțeles, spune primarul. Te rog. Că, deci eu nu, el. Că Serviciul Județean de Ambulanță este prins într-o poziție de, de investiții la Ministerul Sănătății și nu poate construi. Băi, deci o chestie de putință aici, mă. Pentru că nu are clarificată situația terenului. Deci nu, treaba e foarte gravă. Deci sunt câteva lucruri, câteva aspecte. Deci, în primul rând, a înțeles. E foarte important. După care, poziția. Păi, e poziționat ambulanța în spatele spitalului și da, păi, da, de da, sănătate normal, publică. Da. Deci, după aia, faptul că a fost prins și în această, mă înțelegi, așa. Și după aia e vorba de, de neputință, adică că nu poate construi ministerul, nu, ministerul, ambulanța. Deci, bă, cineva nu poate construi acolo. Cel mai simplu, dar ca, nu ca, poți ca, să prezinți colegii noștri rând continuu. Băi, da, deci încerc o știre serioasă, mă. Și că cel mai simplu este să nu să le aprobăm cererea, astfel încât să poată. Deci, e o chestie de putință, mă. E pilula magică. Da. Deci e pilula, da, unde s-a rezolvat treaba. E simplu. Deci nu de asta, vezi? Deci cum, când vrei să ai o chestie, știi? Bă, ca să fie și... Ca să rezolve și problema de putință, de construit, de poziție și de înțeles, știi? Faci cum? Aprobăm cererea. Deci mă zic, băi, e simplu treaba. Deci, băi, aprobăm cererea astfel încât să poată construi. A fost aprobată? Cererea cum? N-a fost. Ai, nu, da, s-a aprobă. Cum? Nu s-a aprobă, s-a aprobă. Deoarece că bugetul primăriei este limitat și nu putem acorda prea multe fonduri, a spus Lungu, adăugând că este vorba despre salvare și nu despre un business, nu e vorba de Martinioc în primul rând, ca să ne înțelegem. Adică, dragi șeveni, până aici, ajunge în Consiliul Local. În Consiliul Local, cum o să se votează? Cum o să se votează chestia asta în Consiliul Local? Ca idee așa, întreb. E o întrebare. Cum o să se votează? Cu celeritate. Ca și o grădinită din optic, nu? Că, bun ajutorul. Nu? Ca și grădinită. Pe cum? Mute. Pe silent, ca să spun așa, știi? Pe neve. Bă, da, grădinită, deci ai văzut. Pe silent, că pe neve, că nu știu ce. Deci grija autorităților pentru cartierul optic a fost, cum să spun, de data asta, până și pe mine a m-a surprins. M-a surprins. Băi, au dat grădinița. Cred că am mâncat prea mult la sărbători, nu? Cred că maioneza mi-a stricat. Ei, ciupercuțele, sigur. Sigur, deci nu s-a întâmplat nimic cu grădinița. Nu s-a întâmplat nimic cu spațiul de la APM. Stai că de pe a început anul școlar, eu nu înțeleg ce te agiți. La anul adică... și la mulți ani, că suntem tocmai după anul nou, pe nou. Îl avem și pe altul pe vechi cu hei, hei, cu aho. Și deci la anul și la mulți ani se întâmplă? Întrebare. E o întrebare. Firească. Se întâmplă? Ia ca este, ia ca noi, măi. Hai să ne ocupăm de drumuri. Ce-a făcut? Hai să ne ocupăm de drumuri. Păi pentru asta sunt autorități. Pentru asta sunt autorități. A venit unul, păi zice, în România. Într-un tip la CNADNR. Așa. Tipul care e frate, cred că cu ăsta, care cu pariurile, cu casele de pariuri, știi? Care face drumul ăsta. Zis, toate centurile vor fi finalizate, nu? Toate centurile o să fie finalizate, dar e vorba de alea de castitate. Deci, vine tipul ăla și spune, băi, zice, întrebat de un jurnalist, zice, cum naiba, sau mă rog, cum de să poate? Ca în țările care au, adică, zepadă, băi, dau zepadă. Mă înțelegi? Cum se poate ca acolo dezăpezirea să coste mult mai puțin decât la noi, pe kilometru. Și dădea un exemplu, că era decât 1900 de euro sau nu știu cum pe kilometru și la noi ceva peste 5000, adică aproape de 6 chiar. Știi? Da, iau și cară din cauza. Și au zis, bă, cum se poate chestia asta? Da, bă. Deci explicația a venit, bă, deci omul era pe treaba lui, mă înțeleg. Omul știa. A zis, băi, ăia acolo au altă legislație, unu, și doi, ăia pe timp de iarnă nu circulă pe asfalt. Adică la noi se curăță asfaltul la negru. Mă înțelegi? Adică câteodată se curăță chiar și la balastru. Câteodată. Asta era arda se întâmplă. Deci îl curăță de tot. Deci ia și asfaltul. Deci din cauza, vezi, noi din cauza asta avem o problemă. Curățăm prea mult iarna. Ăia acolo, pentru că nu curăță, că aia suedeze și cu danezii și cu aia din țările, aia niște un pic nesimțiți, ca să spun așa, știi? Ia. Adică ei își bat joc cu subiect și predicat de cetățeanul lor. Că nu-i face asfaltul până la negru.
El face așa, deci vine cu lama ridicată, știi? Dă așa un picuț, pentru că de ce zice el? Ăia acolo sunt obligați să poarte caușucuri cu cui. Bă, am înțeles-o pe asta cu cuile. E țară nordică. Dar dacă o să vă uitați un picuț pe net, ăla de la CNADNR ne crede pe toți dobitoci. Pentru că acum funcționează netul ăsta, care îți aduce dân de unde vrei. Informații. Și o să vezi munți de zăpadă, troiene de 2 metri și o dungă neagră curată lacrimă, care se cheamă șușă curățată. Numai că ea curăță cu 1900 și la noi cu 5000 și aproape 900. Întrebarea e de ce? Ei, de ce? Ca să mănâncă și gura lor ceva. Și a urmașilor urmașilor lor. În veacul veacului, că tot vorbeam de Calboreanu, nu? Da. Că tot vorbeam de Calboreanu. Deci totuși, adică ăia acolo nu-și fac strategia de tip vin dezăpezirile. Ok. Cât trebuie efectiv la dezăpeziri? Un leu. Cum un leu? Ei. Cinci. Zeci. Din care un leu pentru dezăpeziri și nouă pentru alte cheltuieli. Ca să ne... Da? Așa, finuț. Mai să nu vă închipuie. Mă vezi? Deci nu vă umplați la alte cheltuieli. Gândiți-vă la că sunt vorba de măturoaie, că e vorba de BDNA, că e vorba de... Bă, sunt niște chestii care sunt acolo. E vorba de TVA. Sunt tot felul de lucruri acolo care trebuie să... Știi, trebuie să ții cont de ele, că după aia nu poți, că vine și te... Știi? Dar mă rog, uite, așa discutând, am ajuns pe final de emisiune. Deja? Dana, ne mai vedem. Ne mai vedem. Eu îți doresc o săptămână minunată, ceea ce le doresc și telespectatorilor, și să ne revedem cu bine luna viitoare. Doamne ajută, să ne vedem luna viitoare și să ne vedem, așa cum zic eu, că tot e început de an, să dea Dumnezeu să ne vedem sănătoși de acum încolo, până când cel mai mic dintre cei care se uită acolo la emisiune are să aibă 100 de ani, să ne întâlnim toți, să mai povestim atunci. Chiar dacă ar să fie ceva de genul, da, a, să și are să și bine. Încă o dată, la mulți ani, o zi frumoasă, Dana, zile frumoase în continuare, aveți de grijă, ninge, mai fulguiește, să mai spargem figuri un picuț de vânt, se circulă greu, dacă aveți probleme de sănătate, încercați astăzi, nu, astăzi, cică și mâine, o bucățică, nu, poate mai după amiază să mai liniștește un pic vremea, că cică prin prisma ninsorii s-ar putea ca mai pe după amiază să fie un picuț mai binișor, adică să nu avem parte de ninsoare și de vânt, cine știe, vom vedea. Cert este că aveți de grijă. E început de an, nu începeți anul altfel decât așa cum trebuie. Să aveți parte de un an perfect, să aveți parte de zile perfecte, să vă bucurați de ziua de astăzi, să nu uitați să fiți frumos, să fiți la fel ca așa în trecut, luni, marți, miercuri, aici la Bucovina Activ cu mine. Dorel, la revedere!